persoanele. Joia mare. Păi da, dar el a început de luni. Așa că eu terminat. Pentru că nu mai prinde date ce din ok. Oh,
Tatăl nostru care ești în ceruri, cinstească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de ce rău. Ca Ta este împărăția, slava și puterea în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș dori să propun un moment de reculeștere pentru un eveniment regretabil, tragic, trecut în municipiul nostru. Un copil a venit să concureze, să se bucure de zile frumoase aici și dintr-un accident regretabil nu mai este. Declar deschisă ședința de astăzi a Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. Anunțându-l că din totalul de 20 consilieri și-au înregistrat prezența până în această oră un număr de 18 consilieri. Vă informez că la ședința de azi participă de drept domnul primar Dan Dobohotanu, domnul secretar Miritum Tănuț Lazlău. Ca invitați participă directori, șef de servicii și birou din cadrul primării municipiului, precum și presa locală. Cuvântul domnului primar. Vă mulțumesc. Bună dimineața. Avem și un eveniment fericit de această dată în municipiul Hunedoara, pe care am ținut să-l punctăm la această ședință de consiliu ordinar și pentru asta l-am invitat în sală pe tânărul Cosmin Gârleanu, vicecampion european la Europeanul de Box Under 22 din Rusia, pentru a-l premia alături de profesorul Ilie Captari, care este antrenorul lui Cosmin, și totodată, la invitația mea, l-am rugat să participe și pe fostul și marele campion mondial de box, hunedoreanul nostru Mihai Leu, pentru a spune și el câteva cuvinte, mai ales că am decis împreună cu el și împreună cu maestrul Captari să numim în viitorul apropiat această secție de box, secția de box Mihai Leu. Prima dată aș dori să-i dau cuvântul domnului Captari, cel care îl pregătește pe sportivul Cosmin Gârleanu la clubul nostru, clubul primăriei, clubul sportiv Hunedoara. Bună dimineața, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru atenția care sper că mi-a acordat. M-a ascultat imnul și am dat o stare așa de ce facem noi pentru țara asta. E foarte important. Nu vreau decât să vă prezint meritele lui Cosmin. Acest rezultat a fost obținut, în primul rând, pentru că CS Hunedoara are acum și o secție de box de seniori înființată de domnul primar Dan Băuțanu, care mi-a acordat credit și Cosmin Petre Gârleanu a fost angajat, reluându-și astfel pregătirea, începând din septembrie 2018, după terminarea sesiunii de toamnă a bacalaureatului. Dacă nu avea această oportunitate, urma să meargă să se angajeze undeva ca să-și câștige existența.
și pierdeam un sportiv de înaltă performanță, cum s-a întâmplat cu mulți alții crescuți aici la Hunedoara. Menționez că mai are în palmares un loc 3 la campionatul european școlar 2013, un loc 2 la campionatul european de junior 2015 și titlul de campion mondial de junior tot în 2015. Rezultate pentru care i s-a acordat titlul de maestru al sportului. Pregătirea care a dus la obținerea ultimului său rezultat la nivelul seniorilor a început încă de anul trecut, când la insistențele mele către președintele Federației Române de Post a fost cooptat în lotul național de seniori și a participat în luna noiembrie 2018 la campionatul european al Uniunii Europene la categoria 52 de kilograme, unde a pierdut în sfertul de final. Dar a luat astfel contact cu adversari puternici care l-au mobilizat în pregătire și a ajuns să-și dorească mai mult de la el și de la această a doua participare la o competiție internațională de seniori și la o categorie care îi se potrivește, 49 de kilograme, a obținut locul 2 la campionatul european Under 22, desfășurat în Rusia la Vladikavkaz. După o finală pierdută, bineînțeles în ghilimele, în fața rusului, aducând așa pentru România cel mai bun rezultat obținut de delegația noastră la această competiție. Acum este în pregătire pentru a participa la Jocurile Europene din 20 și 30 iunie de la Minsk, Belarus. Deci el se pregătește în continuare cu lotul național la Zangov, la baza sportivă Navarsat. Și sper că o să facă față cu brio și la Jocurile Europene, unde cred că are toată susținerea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o ședință bună în continuare. Da, aș dori să îi dăm cuvântul și lui Mihai Leu. Bună dimineața! În primul rând vreau să-l felicit pe Cosmin pentru rezultatele pe care le are. Îmi pare rău de finala disputată, dar a fost oricum o decizie foarte, foarte discutabilă. Vreau să-l felicit și pe Ilie. Ilie este unul dintre foștii mei colegi de la box. Nici nu mai știu câți ani au trecut de când ne antrenam împreună. Și ce mă bucură foarte mult, faptul că Ilie dovedește că școala de box pe care a învățat-o este foarte bună, fiindcă în afară de Cosmin a reușit să scoată și alți boxeri de valoare și înseamnă că talentul pe care îl are ca antrenor este foarte mare. Vă mulțumesc și eu, să știți, chiar dacă sunt foarte mult plecat de acasă și chiar mă întâlnesc cu mulți oameni și ei nu știu că ei încă stau în Hunedoara, tot aici stau, de fiată sunt acasă cu cea mai mare plăcere, mă simt foarte bine. Ieri m-am întâlnit cu domnul primar și chiar am spus de ce eu ajut, mai ales în domeniul boxului, cred că mă pricep cel mai bine, ajut oricând, cu toată plăcerea, cu orice se poate, fără nicio reținere. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult succes. Mulțumesc mult! În sală este și domnul președinte al clubului sportiv Hunedoara, domnul profesor Cimpoca. Vă rog, câteva cuvinte, este și meritul noastră cât ați alergat cu actele, da, mulțumesc, să fiți în secția. Da, în primul rând vreau să mulțumesc Consiliul Local, să mulțumesc domnului primar pentru susținerea financiară care beneficiază clubul nostru, fără care nu era posibil. Cuvintele sunt de prisos, maestru Catării și cu Mihai Leu au spus multe cuvinte, ceea ce înseamnă mult, ceea ce înseamnă Cosmin pentru clubul nostru și pentru Hunedoara în special, fiindcă le reprezintă cu cinste și mândrie că este Hunedoara al nostru, este un produs 100% al clubului al Hunedoarei, în primul rând, al domnului Catării. Și suntem mândri și suntem convinși că prin munca, seriozitatea de care dă dovadă, va avea și în continuare multe rezultate remarcabile. Astăzi am venit aici ca să premiem pe sportiv și pe domnul Ilie Catării.
cu suma, deci pe Cosmin îl vom primi cu suma de 5.000 de lei din partea noastră, iar pe domnul Carta îi va fi cu suma de 3.000 de lei. Noi vă mulțumim încă o dată pentru susținere, ne dorim mult succes ambilor și sărbători fericite tuturor vă dorim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, pentru că ultimul îl vom lăsa pe medaliat. Vă rog, domnul Vodin. Bună ziua, mă bucur de această premiere. Sigur că și în calitate de fost ziarist sportiv și iubitor al disciplinelor sportive, este o onoare pentru noi să-l avem aici, în primul rând, pe primul campion mondial din boxul profesionist al României, pe Mihai Leu. Mi-aduc aminte de primirea triumfară Mihai, pe care am organizat-o acum câțiva ani buni, când deveneai campion mondial, de primirea care a avut-o pe platou din fața casei de cultură. Sper ca în viitorul apropiat să facem același lucru și pentru un viitor campion european și mondial în persoana lui Cosmin Gârleanu. Sigur că munca antrenorului maestrului Ilie Caftari de rezultate. Bunedoara a avut mereu rezultate în boxul amator. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat în finala campionatului european pe care am urmărit-o live pe rețelele de socializare mi-a dat multe gândit. Nu este prima dată când se întâmplă aceste mizerii, în ultimul timp în boxul amator mai ales. Pentru că ținând cont de modul în care s-a desfășurat această finală, în care rusul mai mult a fost alergat, decizia era clar că trebuia să-i aparține lui Cosmin, dar el este adevărat un vingător, de fapt, nu numai în inimile noastre, dar și la modul real în care s-a desfășurat această finală, dar ea a fost în Rusia și probabil trebuia să câștige țara gazdă. De-aia cred eu că la ora actuală se întâmplă și acel vot negativ sau cum este privit boxul amator în cercurile olimpice, datorită arbitrajului. Mihai, tu ai și arbitrat în boxul profesionist, este total diferit, dar ceea ce se întâmplă încă o dată cu scuze de care este o mizerie în boxul amator în privința faptului cum sunt judecați sportivii. Încă o dată mă bucur pentru rezultatul tău, Cosmin, mă bucur că s-a înființat această secție în cadrul clubului sportiv din Hunedoara, din Consiliul de Administrație, făcând și o parte, pentru că era păcat să pierdem un sportiv de valoare care, cum spunea maestru, ori pleca să se angajeze în altă parte, ori luau alte cluburile din București să profite de performanțele lui. Îi urez în continuare și lui Mihai și maestrului și sportivului să multă sănătate și să dea Dumnezeu să obțină de rezultate cât mai bune pentru sportul hunedoran și pentru sportul românesc. Da, vă rog! Este o cinste pentru noi ca să avem în mijlocul nostru pe Mihai Leu, pe antrenorul Ilie Captare, care a fost sportiv și arbitru de box. Am lucrat cu Ilie Captare de când s-a apucat el de antrenorat. Pe acest copil mic l-am arbitrat de foarte multe ori și el, cum să spun, a fost o onoare pentru noi că s-a ridicat. Și plus de aceasta a dus numele Hunedoarei pe unde a umblat el, atât în țară cât și în străinătate, cu toate că nu s-a pomenit numele de Hunedoara, dar s-a pomenit de România. În țară, oricum, se spune că intră rind la sportiv de unde este și se spune Hunedoara. Deci, cinstea antrenorului și cinstea boxerului este mare, este foarte, foarte mare. Mihai Leu a dus atâta timp cât a fost boxer la Hunedoara pe toată perioada lui, tot numele Hunedoarei l-a transformat și l-a dus în toată țara ca să cunoască cum a fost înainte combinatul de la noi. Vă mulțumesc și le doresc în continuare mult succes în activitatea lor. Da, Cosmine? Bună dimineața! Vreau să vă mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și în special domnului primar că a înființat acest club.
și pot să îmi continui activitatea aici la Hunedoara și nu sunt nebunit să plec în alt oraș. Vă mulțumesc mult! Te văd numai pe Facebook ce susținători ai avut în finală. De urmăream, am urmărit partida ta mai mult decât o partidă de campionat mondial de fotbal. Felicitări încă o dată și așa cum ați promis, veți mai căuta talente, domnule Captării, care să îmbunătățească și mai mult performanțele noii secții de box. Îi mulțumesc de asemenea președintelui clubului sportiv Hunedoara pentru că a înțeles necesitatea înființării acestei secții. Mulțumesc Consiliul Local, care de fapt este promotorul proiectului de hotărâre prin care am înființat clubul în principiu. Iar la final, evident că îi mulțumesc lui Mihai Leu și nu sunt cuvinte doar de complezență. Mihai este de departe cel mai celebru sportiv pe care l-a dat acest municipiu. Iar faptul că el a acceptat să își lege numele de noua înființată secție de box, pentru noi toți trebuie să fie un motiv de mândrie în plus. Și așa cum îl cunosc, el oricum a ajutat clubul fără să eu ceară nimeni, știam lucrul ăsta. A făcut-o că a vrut el, nu că i-a cerut-o cineva. Dar pe viitor, lobby pe care îl poate face pentru club de a atrage și alți sportivi de performanță pe care să-i pregătim, așa cu bugetul nostru pe care îl avem, de a discuta în studiourile de televiziune națională, unde Mihai este de foarte multe ori invitat despre secția de box, nu va face decât să atragă atenția asupra municipiului Hunedoara, că încurajează și performanța în box pe lângă alte lucruri. Mulțumesc încă o dată! Da. Am văzut.
Thank you.
Reluăm ședința, vă rog să poftiți în sală. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. S-a votat. Da. Ok. Dăm cuvântul domnului primar pentru suplimentarea ordinei. Propun suplimentarea ordinei de zi prin introducerea înainte de punctul 1 a următorilor proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a doamnei Rocofătu Daniela Maria. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, numărul 217 din 2016, privind organizarea comisiilor de specialitate cu modificările ulterioare. 3. Proiect de hotărâre cu indexarea curată a inflației a impozitelor și taxelor locale, care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform legii numărul 227 din 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simenescu Hunedoara. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 98/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simenescu Hunedoara, cu modificările ulterioare. 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 96/2017 privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare corpul 1, strada Cerbului numărul 2, școala gimnazială numărul 7, municipiul Hunedoara, structura Colegiului Economic Emanuel Goșdu, Hunedoara. Supun la vot ordinea de zi modificată. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Cunoscându-se și aprobându-se ordinea de zi, rog pe domnii consilieri care au un interes patrimonial personal, fie prin soț, soție, fiind sau rude până la gradul 4, inclusiv în problemele supuse dezbatere Consiliului Local, să anunțe înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi pentru a se confirma în procesul verbal. Vă aduce la cunoștință faptul că hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcare dispoziției articolului 46 neactul 1 din Legea Administrației Publice Locale numărul
215 din 2001 republicată cu modificările și completări ulterioare sunt nule de drept. De asemenea, vă aduce la cunoștință faptul că potrivit articolul 77 din legea numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alineatul 1, consilierii locali sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Potrivit prevederii articolului 81 din legea sus menționată, hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor articolului 77 sunt nule de drept. Pentru ședința de astăzi, propun ca modalitate de vot votul deschis prin ridicarea mâinii. Supun la vot propunerea menționată care se propune pentru cine împotrivă abține. Se ia o pauză de 15 minute pentru studierea materialului, întocmirea viziilor comisiilor de specialitate pentru proiectele de hotărâre precum și pentru întocmirea raportului de comisii de validare. Comisia de validare o indicată în Comisia de validare a să continuăm ședința. Invităm în sală domnii consilieri pentru a continua ședința. Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara prin hotărârea numărul 212 din 2016 cu modificările ulterioare a examinat în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 pe 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt încălcate condițiile de eligibilitate, iar alegerea consilierului nu s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Astfel, Comisia de Validare examină legalitatea alegerii consilierului, propune validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a doamnei Logofătu Daniela Maria, declarat ca supleant pe lista PNL, pentru care s-a încheiat procesul verbal. La punctul 1 la ordine de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a doamnei Logofătu Daniela Maria.
sunt situații de conflict de interese, de incompatibilități la acest punct, dau cuvântul domnului primar. Normii de domnul. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei consilier local Popovici și Corina Virginia, președinta Comisiei de Validare, pentru a prezenta. A prezentat, a anticipat, doamna. Trecem la votarea tipului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 18 voturi pentru. Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost validat mandatul. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 18 voturi pentru. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea cu numărul 159. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost validat mandatul de consilier local a doamnei Rogofătu Daniela Maria. Potrivit prevederilor articolului 32 de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001, republicată cu completările și modificările ulterioare, consilierii a căror mandate au fost validate depun în fața Consiliului Local jurământul prevăzut de lege. Dau cuvântul doamnei Rogofătu Daniela Maria pentru a depune jurământul. Vă rugăm să vă ridicați. Al municipiului Hunedoara, în județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, ratificată cu completările și modificările ulterioare, precum și ale articolului 7 din legea numărul 293/2004, privind statutul aleșilor locali, modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Hunedoara. Așa să ne putem. Doamna Logofătu Daniela Maria, este îndeplinitate atribuțiile sale de membru în Consiliul Local al Municipiului Hunedoara. Astfel, numărul consilierilor locale în funcție al Municipiului Hunedoara este de 21. La punctul 2 al ordinei de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, numărul 217 din 2016, privind organizarea comisiei de specialitate cu modificări ulterioare. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Normi de două. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Nu sunt înscrieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitate. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 160. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 3 al ordinii de zi se adoptă cu votul majorității din numărul consilierilor în funcție proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxe locale care constau într-o anumită sumă în lei, care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform legii 227 din 2015, privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Sunt situații de conflict de interese
incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Domnul de Dăugăt. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz nefavorabil. În Comisia de Comerț, două voturi împotrivă, un vot pentru. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Domnul Delean. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii, în competența Guvernului României de a controla inflația care se duce încet încet spre peste 5%, cu siguranță, poate chiar 10% la sfârșitul anului. 20% chiar. Ne duce 30%. Poate chiar și 30%, asta este, au mai fost perioade... Nu e ăla, cu dragul prieten. Au fost perioade când a fost și peste 100% pe Guvernul PSD, așa că nu e o surpriză. Adică consilierii PNL votează împotriva acestei hotărâri. Trecem la votarea. Nu, domnul Bădin dorește. Păi, nu știu, iar votați împotrivă, dar eu știam că aveți economiști pe acolo, mai cu cap, așa. Este contul fiscal care este în funcție și care trebuie să-l respectăm, nu? Este în vigoare și ăsta. Nu știu ce vă spun senatorii și ăștia care sunt deputați, economiști și așa mai departe. Nu-i întrebați prima dată, sau votați numai așa că trebuie să votați ală, Gigi Contra. Domnul Bogdan Georgescu. Mulțumesc. Eu doresc să vă întreb ce se întâmplă dacă, prin absurd, toată lumea se va opune. Deoarece, și o să citesc... Scrie legea, e simplu. Citiți legea și, pe urmă, Hai, vă rog să-mi spuneți legea. Sau măcar să spuneți articolul din lege, așa cum a trebuit urmează în expunerea de motive, cu copy-paste de pe raportul celor din cum se numește, de la contabilitate, să spuneți, domnule, articolul din lege și care este legea privind codul fiscal. O știți cumva? Nu. Hai, o știți? Nu știți. Ok, e în regulă. E ușor de dat copy-paste, domnul primar. Deci, domnul primar, nu mai dați copy-paste că vă faceți de râs. Nu știți ceea ce copiați. Okay. Să pare că nu o să mai fii consilier local, că nu o să mai vă cine să ne învețe. Păi, da, domnul Bărin, dumneavoastră știți tot. Haideți să oprim discuția. Haideți să oprim discuția. Sunt, stimați colegi, sunt proiecte prin efectul legii. Pila domnul George nu știe, n-are de unde. Nu, haideți, domnul primar, dumneavoastră nici măcar n-ați zis ce am avut eu de spus. Vă rog să... Domnul primar, acum vorbesc eu. Lăsați. Hai, vorbesc și eu, domnul primar, bine? Domnul secretar, vă rog să explicați statul legal. După cum bine ați văzut în proiect, este prevăzut exact cadrul legal care ne obligă, în cazul în care nu se va face această majorare, indexare, cu siguranță va veni Curtea de Conturi, va imputa banii și se poate ajunge inclusiv să nu se mai aloce cote de la bugetul consolidat. Trecem la votare titlul hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abține. De la consilierii PNL și un vot de abținere de la domnul. Articolul 1. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Împotrivă? 6 voturi PNL împotrivă. Abține. Domnul Giurgiu, abținere. Articolul 2. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Împotrivă? Abține. 6 voturi PNL-ul și o abținere. Domnul Giurgiu. Articolul 3. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Împotrivă? 6 voturi PNL-ul împotrivă. Abține. O abținere, domnul Giurgiu. Articolul 4. Cine este pentru? 12 voturi pentru. Împotrivă? 6 voturi împotrivă. Consilierii PNL. O abținere, domnul Giurgiu. Articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitate. Eu sunt pentru. Unanimitate atunci. Asta e articolul 5. La punctul 4. Hotărârea numărul 161. Cine este pentru? 12 voturi împotrivă? Pentru.
6 voturi împotrivă consilierii PNL și o abținere, domnul Ciocan. La punctul 4 al ordinii de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu, Hunedoara. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități de acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Nu am adăugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. A zis favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. A zis favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. A zis favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. A zis favorabil. Dăm cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea pe ansamblu cu numărul 162. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 5 al ordinii de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 98 din 2019 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție pentru Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, cu modificările ulterioare. Sunt situații de conflict de interes incompatibilități la acest punct? Dau cuvântul domnului primar. Am fi adăugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abține. Articolul 1. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abține. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 163. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 6 al ordinii de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 96 din 2017, privind aprobarea documentației de avizare, lucrări de investiții, DALI și a indicatorului tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare corp 1, strada Cerbul, numărul 2, școala gimnazială numărul 7, municipiul Hunedoara, structura Colegiului Economic Emanuel Gojdu Hunedoara. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități de acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Nu ar fi de domnul. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Nu sunt înscrieri. Trecem la votarea hotărârii titlului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitatea. Articolul 1. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Unanimitatea. Articolul 2. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abține. Articolul 3. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abține. La punctul 7 al ordinii de zi se adoptă cu votul a două. Hotărârea pe ansamblu numărul 164. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 7 la ordinii de zi se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere numărul 289 per 39 din 25 a 6 a 2015.
cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect folosința spațiului în suprafață de 1 m² aflat în incinta primăriei municipiului Medoara, corp 1, proprietatea municipiului Medoara, în vederea instalării unor automate de băuturi calde și reci. Sunt situații de conflict de interes și incompatibilități de acest punct. Sunt. Dau cuvântul domnului primar. Doamne, mi-a rugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Nu sunt scrieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Unanimitate. Împotrivă? Abținere. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Hotărârea numărul 165. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Punctul 8 al ordinii de zi se adoptă cu votul a 2/3 din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiriere prin licitație publică a 2 terenuri în suprafață de 32 de metri, respectiv 11 metri pătrați, înregistrate în domeniul public al municipiului Hunedoara, situate pe strada Castelului, înscris în CF numărul 67-1345, numărul cadastral 67-1345, în vederea amplasării unor standuri de vânzare, tip căsuțe de lemn, cu destinația comerț artizanat, respectiv comercializare produse alimentare. Sunt situații de conflict de interese incompatibilități la acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Normită adăugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Nu sunt înscrieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul 2. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul 3. Vot secret. Da. Doamna Violeta, haideți puțin, vă rog. Thank you.
Domnule președinte, toți cei înscriși pe buletinul de vot au fost votați în unanimitatea consilierilor prezenți. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 166. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 9 al ordinii de zi se adoptă cu vot a doua din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind închirierea prin citație publică a unui spațiu în suprafață de 36 metri pătrați înregistrat în domeniul privat al municipiului Hunedoara, situat în strada Constantin Brâncuș, blocul X2, camera 44, cu destinația prestări servicii. Sunt conflicte de interes, de incompatibilități la acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget, raportul Comisiei Juridice, aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism, aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț, aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 3. Vot secret. Nu vedeți, 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 nu vedeți
Domnule președinte, toți cei înscriși pe buletinul de vot au fost votați în unanimitatea consilierilor prezenți în sală. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Vă rog să poftiți în sală, domnilor consilieri. Articolul 5. Articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Hotărârea numărul 167. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. La punctul 10 la ordine zi se adoptă cu vot a două treimi din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de comodat numărul 79-0203-2016, având ca obiectiv folosința gratuită a terenului suprafață de 2775 metri pătrați înscris în CF numărul 68-68713 Hunedoara. Sunt situații de conflict de interes, de incompatibilități de acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Doamne, de adăugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Amis favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Amis favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Amis favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Amis favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Hotărârea numărul 168. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere.
La punctul 11, orice zi se adoptă cu vot a doua din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de comodat numărul 684 din 1-8-2017, având ca obiect închirierea spațiului suprafață de 78,4 metri pătrați situat în strada Mihai Viteazu, în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, cu destinație birou și prestări servicii. Sunt situații de conflict de interes și incompatibilități de acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Nu am mirat domnul. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 169. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 12. A ordin de zi se adoptă cu vot a două treimi de numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierei prin licitație publică a unor terenii, spații și mese comercializare, legume, fructe și flori, situate în municipiul Hunedoara, strada Bicaz, numărul 2, piața Obor și bulevardul Mihai Viteazu, piața Dunărea. Sunt situații de conflict de interes și incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea hotărârii. Cine este titlul hotărârii? Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 4. Ori se creez. Thank you.
Domnilor consilieri, vă invităm în sală să continuăm ședința. Nu pot permite. Domnul primar a dat liștea pentru noapte de 7 ori. Mulțumesc! Continuăm ședința, vă invităm în sală. Faceți-o ignorat, dacă nu se conformă. Bineînțeles, domnul, aveți dreptate. Înapoiire! Cum sunt dorit? Cum e mare? Joia mare, sigur. Ce scuze! Domnule președinte, toți cei înscriși pe buletinul de vot au fost votați în unanimitatea consilierilor prezenți în sală. Articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Hotărârea numărul 179. Cine este pentru? Împotrivă? 170. Da, îmi cer scuze, eu l-am dus în eroare pe domnul președinte. La punctul 13 al ordinii de zi se adoptă cu votul a două treimi din numără consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din hotărârea Consiliului Local al Municipiului Nedoara, numărul 125 din 2019, privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 30 metri pătrați, aflat în domeniul public al Municipiului Nedoara, situat în Municipiul Nedoara, Bulevardul Dacia, numărul 29, în fața blocului V1, cu destinația terase. Sunt situate de conflict de interes incompatibilități la acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil.
Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articol numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articol numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articol numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 171. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 14. Ordinea de zi se adoptă cu votul majorității consilieri în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Nedoara și Asociația Ana Maria Teodora. Sunt situații de conflict de interes incompatibilități. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 172. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 15. Ordinea de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenției de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna martie 2019. Sunt situații de conflict de interes incompatibilități de acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? 18 voturi. Împotrivă? Abține. Nu. Sunt de acord. Sunt de acord? 19 voturi. Se pentru domnul director, astăzi voi vota pentru. M-ați încurcat puțin. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 173. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 16. Ordine de zi se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenții comisul de examinare la concursul pentru examene pentru ocuparea funcției de șef de secție chirurgie generală și șef de laborator analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu. Sunt situații de conflict de interes de incompatibilități la acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Articolul numărul 1. Titlul hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mai
Thank you.
Domnule președinte, toți cei înscriși pe buletinul de vot au fost votați în unanimitatea consilierilor prezenți în sală. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 174. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 17. La ordine de zi se adoptă cu vot a 2/3 de numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a terenului suprafață de 1.165 metri pătrați înscris în CF numărul 70.966, Hunedoara, numărul cadastral 70.966, aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara, către Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara. Sunt situații de conflict de interes, incompatibilități la acest punct? Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Hotărârea numărul 175, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. La punctul 18, la luni de zi, se adoptă cu 2/3 din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței convenabile situate în municipiul Hunedoara, strada Strandului, numărul 2, bloc A și apartamentul 58. Sunt situații de conflict de interes și incompatibilități la acest punct? Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abțineri. Trecem la votarea articolului numărul 1. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 5. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă, abțineri. Articolul numărul 6. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă, abțineri. Hotărârea numărul 176. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abține. La punctul 19, al ordinii de zi, se adoptă cu vot a 2/3 din numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe acordate cu chirie din fondul locativ de stat aflat în administrația Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Domnul Mitea Dăugăt. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil.
Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Nu sunt înscrieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Unanimitatea. Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Hotărârea numărul 177. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. La punctul 20, ordine de zi, se adoptă cu vot a două treimi de numărul consilieri în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere numărul 85 din 4-4-2008 cu modificările ulterioare încheiate între municipiul Nedoara și Amarie Corina Daniela. Sunt interese de conflict, incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Doamne, domnule. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Hotărârea numărul 178. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. La punctul 21 al ordinii de zi se adoptă cu votul a două treimi de numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere numărul 91 din 21-4-2015 cu modificările ulterioare încheiat între municipiul Nedoara și Pratina Loica. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct? Sunt. Dau cuvântul domnului primar. Doamne, domnule. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Hotărârea numărul 179. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. La punctul 22 al ordinii de zi se adoptă cu votul 2/3 de numărul consilieri în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere numărul 21 din 30-01-2018, cu modificări ulterioare încheiate între municipiul Hunedoara și Cârlig Mărioara. Sunt situații de interes incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Doar mi-a adăugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Hotărârea numărul 180. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere.
La punctul 23 al ordinii de zi se adoptă cu vot a 2/3 din numărul consilieri în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Hunedoara, însușit prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara numărul 73 din 1999, cu modificările și completările ulterioare. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Normile două. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Nu sunt înscrieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Hotărârea numărul 181. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 24 a ordinii de zi se adoptă cu vot a 2/3 de numărul consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare către societate APA Prod S.A. DEVA a bunurilor realizate în urma finalizării proiectului, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct? Dau cuvântul domnului primar. Nu am de adăugat. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Domnul Ardelean, aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ce privește proiectul ăsta de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și canalizare a județului în municipiul Hunedoara, știu că societatea aparține, deci este subordinea Consiliului Județean. Dar având în vedere că stau pe o stradă la care nu avem canalizare și apa, conducta de apă este cam din 1983, cred. Mă întreabă cetățenii și ar fi bine să știm și noi. Noi tot facem anumite aprobări aici în Consiliul Local pentru această societate, dar din partea societății nu primim niciun feedback, în sensul că cel puțin o dată la 2-3 luni ar fi bine să ne spună în ce stadiu stă acest proiect. Dumneavoastră ne spuneți că ea e responsabilă, că e proiectul lor. Sunt de acord, e proiectul european, dar măcar o dată la 2-3 luni, eu zic că n-ar strica o informare cam în ce stadiu. Adică mai așteptăm până în 2040, până în 2070, nu mai prindem în viața asta canalizare și apă modificată. Consider că e dreptul cetățenilor care pe strada mea, din câte știu eu și știu sigur foarte bine, plătesc aceleași impozite ca și cetățenii care sunt conectați la conductă de apă nouă și canalizare. Nu vorbesc decât de cetățenii de la Biserica din Buituri la Vale. Deci pe strada Lătureni este canalizare și este conductă de apă și asfalt. Noi asfaltul așteptăm să se rezolve problema apei și a canalizării. Dar să avem și noi o marjă de timp, așa, măcar până în 2000 toamna. Nu știu când o fi aia. Vă mulțumesc! Da, mi se pare foarte pertinentă întrebarea, așa este și la sugestia dumneavoastră, în următoarea și ordinară, o să-l invităm pe director general al societății APA Prod, Victor Arion, să facă o prezentare a proiectului de care vorbeați. Totodată a întregului proiect pe municipiul Hunedoara și satele aparținătoare. În ceea ce privește punctul 24, nu are legătură cu proiectul despre care va trebui să ne explice. Este vorba de proiectul vechi care a fost finalizat. Dar în numele Consiliul Local mă voi ocupa să-i facem invitația și scris și o să-l și sun pentru a prezenta.
Vă mulțumesc. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Hotărârea numărul 183. Cine este pentru? 82. Scuzați, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. La punctul 25 al ordinii de zi se adoptă cu votul majorității consilieri în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Parc Industrial SRL Hunedoara, precum și acordarea unui mandat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în adunarea generală a asociațiilor la societatea Parc Industrial SRL Hunedoara. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct? Nu sunt. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Articolul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. La punctul 20, hotărârea numărul 183, cine este pentru, împotrivă, abține. La punctul 26, ordine de zi, se adoptă. 26. La punctul 26, ordine de zi, se adoptă cuvântul majorității consilieri în funcție. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantul municipiului Hunedoara în adunarea generală asociațiilor la societate Ecosit SRL Hunedoara. Sunt situații de conflict de interese, incompatibilități la acest punct. Dau cuvântul domnului primar. Raportul Comisiei de Buget. Favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Comerț. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnilor consilieri. Trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Articolul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Articolul numărul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Articolul numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Articolul numărul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Articolul numărul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Hotărârea numărul 184. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. La punctul 27 al ordinii de zi, prezentarea adresei Asociației Civice de Solidaritate Hunedoara numărul 27 din 2019, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub numărul 21901 din 2019. Punctul 28, diverse. Domnul consilier, prima dată, domnul Mitru. Puțin, domnul Ciușu. Domnul Bătin. Domnul Bătin, te rog. Domnul Ardelean. Doamna. Doamna consilier Goloiu. Mai
întâi mulțumesc, domnul primar, pentru cuvânt și gest. Am două propuneri, o sesizare și o întrebare. Prima propunere. Premiza este grija față de cetățeni. Propun identificarea zonelor, alocațiilor cu risc în municipiu. De ce? Din cauza frecvenței mari a accidentelor din rândul tinerilor, al adolescenților, care își fac selfie. Știm ce înseamnă zonă de risc. Aici e de lucru din partea Comisiei Urbanism. Nu permit mentalitatea și părerea să ne acoperim cu hârtii. Nu! Este vorba de grija față de cetățeni și de spiritul nostru civic. A doua propunere. În săptămâna sărbătoririi municipiului nostru, vin cu următoarea propunere care ar da creștere respectului de sine, a demnității orașului. Concret, dacă se poate, să trimitem adrese către firmele de transport și firma locală și taxiuri, fără a impune, doar dacă vor, să poarte un însemn distinctiv al orașului. În toată acea săptămână, zilele orașului, așa cum de Crăciun și de Paște, taximetriști își pun pe mașină un Moș Crăciun, un iepuraș, consider că se poate. Concret, să gândim o șapcă, pălărie, un tricou, un însemn distinctiv. Dau un exemplu. Când am fost în Sombotei, în timpul festivalului Savaria, angajatele unei bănci purtau vestimentație romană. De ce? Toți locuitorii îl proclamă pe Claudius, împăratul Claudius, întemeietorul orașului. Eu nu cer ținută medievală angajaților castelului, deși ar fi logică, pertinentă în acea perioadă. Aceasta a fost a doua propunere. O sesizare. Pe strada Laminatorului, între Academia Isteților și PN4, în grădina grădiniței, este o fostă carcasă, un fost butic din anii 90, un monstru din tablă și fier forjat. Consider că nici nu mai trebuie identificat. Îl ridicăm și arată atât de frumos grădina fără tablă și fier forjat. Repet, între grădina, între Academia Isteților și PN4 pe strada Laminatorului. Și o întrebare de ordin tehnic către stimatul domn secretar. Care este termenul legal permis între ordinea de zi propusă la un termen și ședința în sine la suplimentare? Am eu timp fizic să o studiez? Repet, e doar o întrebare, am nevoie de o lămurire. Nu e nimic împotrivă, ci doar de o lămurire. Încă o dată mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, doamna consilieră, mulțumesc, să vă răspund. Dacă sunt proiecte de maximă urgență, ordinea de zi poate fi suplimentată și cu 5 minute înainte de... Am înțeles. Mulțumesc. Tocmai de asta am dat o pauză pentru a studia materialele. Am început mulțumesc. Cu o pauză. Da, mulțumesc pentru întrebări. Sigur. Luăm în calcul ceea ce spuneți dumneavoastră, sunt lucruri de normalitate. Noi deja am emis, pentru toți cei care mai dețin chioșcuri de tablă, am emis o dispoziție a primarului, ați și văzut că au început în oraș să fie ridicate, să fie dezafectate. O să ne ocupăm și în mod special de ceea ce ați spus astăzi cu acel chioș de pe Laminatorului. Semnul distinctiv al zilelor orașului, da, sigur. Poate de culoare pentru zilele orașului, haideți să o gândim împreună, să vedem, punem castelul, gândim șepcuțe, absolut de acord. Zonele de risc cu selfie, nu-mi dau seama cum am putea, dar trebuie să o gândim, practic ați lăsat o provocare. Da, mulțumesc. Și eu. Domnul George, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule primar, am fost sesizat de mai mulți cetățeni legat de un aspect ce ține de gestiunea pieței Obor. Există acolo, chiar la coborârea primelor scări, dinspre strada Victoriei, pe Nicolae Bălcescu, un microbus al unui privat cu afaceri în piață, microbus și obturează urcarea și coborârea pe scări și care este folosit pe post de depozit.
mașina având chiar pană, caroseria stând pe jantă. Sunteți rugați să vorbiți cu directorul pieței pentru rezolvarea acestei deranjante situații. La punctul 2. Am fost contactat de unii dintre locuitorii din zona străzilor Roma, Tomis, Dr. Ștefan Stâncă, ce vă adresează următoarea întrebare. Pe când asfaltarea străzilor anterior menționate, așa cum s-a promis în campania electorală din 2016. La punctul 3. Domnule primar, în data de 11 aprilie 2019, v-am trimis o solicitare pe legea 544/2001 privind liberul acces la informații publice, solicitare cu următorul text. Vă rog să-mi comunicați care sunt proiectele, obiectivele investiționale implementate sau aflate în derulare la primăria Hunedoara, pornind din luna iulie 2016. Sunt interesat doar de proiectele cu o valoare cel puțin egală cu suma de 50.000 de euro echivalent lei. Mesaj la care am atașat și un tabel în care detaliam cum doresc să primesc răspunsul, de exemplu, denumire obiectiv investițional, obiectul contractului, locația, suma inițială, suma licitată, câștigătorul licitației, data semnării contractului, finanțatorul, PNDL, primăria, ADR și stadiul de implementare. Dumneavoastră mi-ați trimis doar lista proiectelor europene și aceea fără sume și fără detalierea stadiului de implementare. În acest sens ați folosit sintagma în implementare. Prin urmare, vă rog ca până la sfârșitul lunii iunie, e mai mult decât 30 de zile, sunt 60 de zile, să-mi trimiteți răspuns la toate întrebările, din, așa cum vi l-am trimis pe mail, la adresa de mail din mesajul pe care vi l-am trimis pe 11 aprilie. Personal îi mulțumesc doamnei Poganescu pentru disponibilitatea și deschiderea de care a dat dovadă de fiecare dată și care mi-a promis că va sprijini acest demers legal. Cum este ultima mea prezență în Consiliul Local, doresc să mulțumesc colegilor, doresc să mulțumesc tuturor colegilor din primărie, nu numai din Consiliul Local, și m-au învățat o mulțime de lucruri, și doresc să vă urez dumneavoastră tuturora, colegi și dragi angajați ai primăriei, sărbători fericite. Vă mulțumesc! Da, o să discut domnul director de la Piața Obor, să vedem despre ce este vorba cu microbuzul. Asfaltarea în zonele respective, cred că în Consiliul Local a fost clar, este o promisiune pe care am făcut-o eu. Într-adevăr, vă mulțumesc că mă întrebați când o să fac zona aceea, cât de curând. O să începem și subsecventul numărul 2 și o să vi-l prezentăm. Sper să-l votăm în continuare, să nu avem probleme. Răspunsul la 544, dacă nu este suficient, vom reveni. Așa cum aș cerut, mulțumesc. Dau cuvântul domnului Bădin. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea un coleg la un punct anterior, acum vorbesc eu. Sigur că mă simt obligat, chiar dacă suntem în săptămâna restricționată patimilor, în urma unor comentarii apărute în spațiu public online, pe rețele de socializare, să îi răspund viitorului fost consilier local sau fostului viitor consilier local, nu știu cum să mai spun, stimabilul domnul Giurgiu, care astăzi ne informează pe ultima ședință, asupra unor comentarii care le-a făcut și în ședința precedentă și spuneam în mediul online. Legat de faptul cum se construiește un buget local, să știți, domnule Giurgiu, chiar dacă sunt inginer, știu cum se construiește și ce surse se atrag în construirea unui buget de venituri și cheltuieli. Felicitări! Mulțumesc! Acel împrumut, sigur că dumneavoastră l-a ajutat, este destinat pentru infrastructură, nu se poate trage acum din el, dar aceasta este destinația lui. Sursele sunt... Și împrumuturile fac parte tot din sursele de veniturile bugetului local. Excelent. În al doilea rând, a spus că de asemenea nu înțeleg nici cum stă treaba cu demisia. Dânsul crezând că odată cu demisia din PER, deci demisia, odată cu demisia din PER, îmi pierd și calitatea de consilier, lucru inexact. Această calitate fiind pierdută doar în momentul în care se cere de către partid înlocuirea mea cu un alt consilier. Lucru care se va petrece începând cu data de 1 mai 2019. Aici rog pe domnul secretar să ne precizeze foarte clar, pentru că din ce am citit și jurisprudența din România, momentul în care dai demisia din calitatea de membru de partid
sau ți se retrage de sprijinul, îți pierd automat și postul de consilier comunal, local, orășenesc, municipal, județean. Ori, sigur că dumneavoastră ați fost și președintele organizației, puteți să trimiteți acea demisie în scris, că nu mai sunteți membru al partidului, puteți să o trimiteți și anul viitor, dar ne interesează momentul, dacă este stipulat în ședința, că dumneavoastră ați ieșit online, ați ieșit pe postul de televiziune și ăsta și ați anunțat că nu mai sunteți membru al PER-ului, al Partidului Ecologist din România. Pentru că dacă faceți hârtia scrisă că la dumneavoastră este ștampila în calitate de fost președinte sau actual președinte al organizației, că nu știu, că și nici nu mă prea interesează, și v-ați dat demisia și în procesul verbal este stipulat acolo că mai sunteți membru de partid de vreo 3 săptămâni, cred că este uzurparea de calități oficiale și atunci ceea ce s-a votat pe aici prin Consiliul Local în ultimul timp la ședințele la care ați participat pot să fie invalidate hotărârile de Consiliul Local. Așa că îl rog pe domnul secretar, dacă are un punct de vedere, să mi-l exprime. De asemenea, domnule fost viitor sau viitor fost consilier local, să știți că nu mă mână nimeni să vă înfierez pe dumneavoastră. Deci, eu când iau cuvântul, prostioarele dumneavoastră mă mână numai, pe care le spuneți ori în ședință, ori în spațiu online. Și, domnul Bădin, nu uitați de aia. Lăsați-mă să termin eu, da. Lăsați-mă acum, eu nu cred că e necesară discuțiile dintre noi să fie publice. Nu-i interesează orașul. Da, orașul ne interesează, pe sigur așa. Orașul, așa. E și bine, dacă sigur, mă considerați atât de important pentru oraș încât să discutați despre asta cu mine, vă dau mai departe. Singurul lucru pe care îl regret că nu veți mai fi sau veți mai fi consilier local, a spus că nu veți mai fi, este faptul că nu se mai vă cine la punctul divers să ne facă revista Facebook-ului, spațiul online, pe care nu faceți de fiecare dată. În rest, vă urez tuturor colegilor, consilierilor și aparatului primăriei să aveți sărbători liniștite, să fim sănătoși și să ne reîntâlnim cu bine. Da. Să răspund domnului consilier Bădin. Până la această dată, Consiliul Local și Municipiul Medoara nu a primit niciun document oficial care să arate că domnul Giosu și-a dat demisia. Noi discutăm pe document oficial. Totodată, legea 393/2004 spune foarte clar în ce condiții, la articolul 9, aliniatul 1 litera H1, arată că la pierderea calității de membru al partidului pe care a fost ales, îți pierd și calitatea de consilier local. Dar în același timp vine o decizie în alte curte casație și justiție care lămurește această problemă. Este vorba de decizia 45/2017. O să vă dau un punct de vedere scris exact, copiat din decizie. Nu are sens să mai... Mulțumesc! Chiar îți curios să te... Data din care dânsul și-a dat demisia din calitatea de membru de partid. Noi nu avem cunoștință de data la care și-a dat dânsul, pentru că ne-a spus audio și... Deci primi înlocuirea mea de la partid la CIC. Stați. Dăm cuvântul domnului Ardelean. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să ne comunicați, domnul primar, în ce stadiu stăm cu acea transmisie care ne-ați promis-o live pe Facebook. În ce stadiu stăm și dacă puteți să ne dați un termen la care se va finaliza. La punctul 2, după cum știm toți, un investitor din municipiul nostru au ales să-și închidă afacerile și să plece pe meleaguri mai estice. Din câte știu eu, Mondo, Scarpa, Maritanu, poate mai sunt și alții. V-aș întreba dacă Departamentul de Investiții al Primăriei are în vedere înnoirea acestor investitori pe viitor și dacă ne puteți comunica ceva în domeniul ăsta. Iar la punctul 3, având în vedere că astăzi e Joia Mare, încercăm să fim mai buni și unii reușesc, alții mai puțin, n-are importanță. Eu personal vreau să-mi cer iertare tuturor celor pe care i-am necăjit în această distanță de un an și ceva, doi ani și ceva de când sunt consilier.
ca să ne putem împăca cu sine pentru praznicul care se apropie. Îmi cer sincer iertare pentru tot ce am făcut la domeniul comentariilor, care sunt comentarii doar pur politice, deci să nu creadă cineva că am personal ceva cu nimeni, deci eu asta vreau să subliniez. Și la fel ca și colegii mei, v-aș dori tuturor sărbători liniștite și cu pace. Da, mulțumesc, domnul consilier. Sincer, v-ați lăsat fără cuvinte. Și vreau să vă spun că din partea noastră și al colegilor de la PNL nu am simțit niciodată înțepături nedrepte. Și am înțeles votul politic, pentru că prin votul pe care l-ați dat uneori împotrivă, n-ați făcut altceva decât să ne atrageți atenția că trebuie să măsurăm de 10 ori și să tăiem odată și bine. N-ați folosit patima nici dumneavoastră, nici ceilalți consilieri. Și înțepăturile noastre n-au dus niciodată la animozități care să ne separe definitiv ca și bune dorințe. Evident, avem un an de zile din acest mandat, unii vom continua, alții nu, dar este important ceea ce a spus, să ne împăcăm cu noi și cu ceilalți. Transmisia pe Facebook, așa cum am promis-o, să o facem, deci acum am votat bugetul, am dat dispoziție compartimentului de imagine să se ocupe, va trebui o aparatură să facem ceva de calitate, a venit și Raul cu acea idee de a pune ecranul la Casa de Cultură, deci chiar este bine să fim transparenți, toată România se mișcă în direcția aceasta transparenței, indiferent ce primar conduce o localitate și făcând parte din Asociația Municipiilor, vă dați seama că acolo am un deosebit respect pentru primarii care, culmea, provin din vechiul PDL, dar care au demonstrat în orașele în care și-au desfășurat activitatea că au făcut lucruri uimitoare. Și este bine să învățăm unii de la alții și să fim mândri când putem să luăm și idei bune. Ceea ce privesc investitorii, sigur, competențele noastre ca și administrație locală, evident că sunt foarte limitate, ne îngrijorează și dar avem discuții săptămânale, chiar cu ASA Vloi, chiar cu combinatul siderurgii de la Hunedoara, cu Tedeman, cu Lisa Dresmaier. Cu toți încercăm să înțelegem motivele, că acolo unde sunt motive de ordine economic, așa cum a subliniat, că se dreaptă către Est și vorbim de forța de muncă mult mai atractivă în ceea ce privește salariile, nu? Vor lucra la aceeași capacitate cu salarii mult mai mici decât în momentul de față ar trebui să se plătească în România. Facem tot ceea ce depinde de noi, ca și lobby, să atragem investiții. De fapt, ceea ce ați votat dumneavoastră, ca și proiecte, asta demonstrează, Hunedoara se modernizează, cei care vor veni după noi trebuie să țină acest ritm de dezvoltare și să se bazeze foarte mult pe tot ceea ce înseamnă programele guvernamentale. Guvernul acesta, un alt guvern al României, de altă coloratură, trebuie să producă aceste planuri naționale de dezvoltare local care se adresează întregii țări, iar fondurile europene, ce să mai vorbim, vedeți că este o trecere continuă între administrațiile care nu sunt capitale de județ pentru atragerea acestor fonduri europene. La sărbătoarea de 20 de ani Asociației Municipiilor din România s-a subliniat un lucru în legătură cu Hunedoara și care m-a făcut să fiu mândru. Am pornit cu zero angajați la fonduri europene. Au dezertat în momentul ăla toți. Am adus un domn, pe domnul Ticula, și împreună am construit o echipă care să sperăm la finalul acestui mandat să spună că am îndeplinit tot ce se putea îndeplini pe axele care se adresau municipiului Hunedoara. Și eu vă rog să mă scuzați dacă am depășit câteodată limita. Așa cum știți și dumneavoastră, în administrația locală se lucrează greu, de multe ori din cauza legilor care ni se pun la dispoziție. Iar noi nu facem legi. Legile se fac în Parlament. Eu nu am niciun
motiv să fiu mândru de cineva care nu-și face datoria în Parlamentul României să pună pe masa tuturor consiliilor locale din România legi clare. Legi care să nu fie interpretabile și care să nu ne ducă la abuz în serviciu la orice pas pe care îl facem eu și aparatul administrativ, dar și dumneavoastră, în egală măsură. Și atunci ne mai pierdem poate câteodată cumpătul, evident că nu este corect. Dar suntem oameni, nu putem funcționa ca niște roboței și mă bucură cu sinceritate mesajul dumneavoastră, altfel nu m-aș fi întins atât de mult la acest răspuns. Și eu vă doresc tuturor un Paște fericit, un Paște liniștit, în primul rând, și liniște și fericire și cetățenilor din municipiul Hunedoara. Da, și ca să conchid, ca să spun la final ce este important pentru această zi, la ora 13 voi semna un alt contract de finanțare acceptat de dumneavoastră în Consiliul Local și la orice emisiune de televiziune o fac și spun, Consiliul Local este cel care votează, primarul pune în executare, proiect pe fonduri europene de aproximativ 2 milioane de euro privind ambulatoriul de la Spitalul Municipal din Hunedoara, iar noi toți ca oameni politici, chiar dacă suntem adversari și nu dușmani, trebuie să spunem pe stradă că este meritul tuturor celor prezenți aici care au votat proiectele pe fonduri europene și cred că le-am votat în unanimitate. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule primar, învățătorul și educatoarea de la școala din Răzat m-au rugat din nou să vă readuc aminte dacă puteți să montați niște aparate de joacă pentru copii ca să se distreze și ei în pauză. O altă problemă, începe să bate la ușă, bat la ușă alegerile. Dar nu știu la care ușă va fi la Hârzat, pentru că ușa, geamurile de la cămin, tencuiala sunt vraiște și de asemenea, în special, tencuiala de la școală cade zilnic, datorită egrasiei care se află în șanțurile de la fundația școlii. Nu știu când o să începeți aceste lucrări și dacă nu să le începeți, ca să știm și noi. Pentru că mă întreabă oamenii din sat, fiind aceste clădiri chiar în mijlocul satului și cam dă urât aspectului nostru de la Răzdat. Mulțumesc pentru toate și, de asemenea, vreau pentru încheiere să vă doresc tuturor celor care sunteți prezenți și nu numai, sănătate și un Paște fericit. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți cuvântul, doamnă Carmen. Bună ziua, mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Reprezint Uniunea Salvați România și Mamă Spania Danda. Am luat cuvântul în legătură cu un ca inițiator a unui proiect de amendament la bugetul local, care a fost dezbătut și votat dumneavoastră în ședința extraordinară de vineri. Au existat două proiecte de amendament care au apărut pe site-ul de transparență decizională al primăriei, dar care, din păcate, nu au ajuns în dezbaterea, sau în caz să fi fost amintite în ședința de aprobare a bugetului. Îi mulțumesc domnului primar că ne-a răspuns, deci am primit un răspuns oficial în scris, în ceea ce privește proiectul nostru, pe scurt, proiectul nostru de bugetare participativă, vizează ca și scop principal implicarea cetățeanului de rând în viața cetății, în sensul că cheltuirea banului public, o parte a banului public, să poată fi decis, sau destinația lui să poată fi decisă de către cetățeni. Răspunsul domnului primar a fost că există deja în planul primăriei un în derulare pe fonduri europene
un program prin care se vor implementa practic niște aplicații informatice, din câte am înțeles, care vor facilita transparența decizională și o parte, probabil că din scopul acestei acțiuni, vizează chiar implementarea de către dumneavoastră a acestei bugetări participative. Și vă felicit că ați, încă o dată, chiar ați amintit accesarea de fonduri europene, sunt întru totul pentru aceasta și din analizele noastre chiar am evidențiat în special acest, acest program pe care l-ați accesat de transparență decizională. Mi se pare foarte important și sunt perfect de acord cu el. Întrebare, că am ajuns și la întrebare. Întrucât din proiectul de buget pe care l-am văzut pe site, nu reușea foarte clar dacă a fost alocată sau nu o sumă pentru pentru bugetarea participativă, aș dori să îmi comunicați dumneavoastră dacă s-a avut în vedere acest lucru, din două motive. Dacă nu a fost prins în buget o sursă de finanțare, prinsă buget o sursă de finanțare, asta înseamnă că o să avem la sfârșitul anului 2020, când se va finaliza implementarea proiectului pe fonduri, vom avea o platformă, o formă fără conținut. Deci trebuie să existe fonduri, surse, ca să poată fi implementat acest proiect. Și vă felicit că l-ați avut în vedere pe modelul Cluj. Noi, ca și partid, am avut aceste inițiative și la nivel de județ, încă în două municipii, unde deja se află în fază de avansată, s-au acordat bugete pentru implementarea acestor proiecte, la Petroșani și la Deva. Din acest motiv vă întreb dacă s-a prevăzut această sursă bugetară și care este valoarea ei. Mulțumesc. Da, cu siguranță un răspuns complet veți primi în scris, pentru că acesta este și un răspuns oficial. Da. Și sigur că da, ține cont și de alte propuneri pe care le puteți face ca și partid politic. De astfel ați văzut deschiderea acestui Consiliu Local, din aprobarea în regim de urgență a sediului pentru partidul dumneavoastră, de aprobare a propaganda electorală în perioada care a permis legea pentru toate partidele, să nu uităm că în județ sunt orașe care au scos hotărâre de Consiliu Local prin care au interzis atunci propaganda electorală. Da, așa este. Avem o deschidere pentru orice inițiativă cetățenească. Vă așteptăm în Consiliu Local anul viitor. Până la urmă, pentru orice cetățean, nu doar pentru reprezentanții unor partide, este deschisă ușa primăriei. De aceea, multă lume întreabă cine este cel din sală, cum participă la Consiliul Ședințele Consiliul Local. Este transparență, limita locurilor disponibile. Orice cetățean din municipiul Hunedoara care dorește poate să participe și totodată poate să transmită acea inițiativă către un consilier pentru a face un proiect de hotărâre. Am mai avut cazuri de genul acesta. Vă asigur că veți primi un răspuns complet și o să discutăm de subiectul care vă interesează în imediata apropiere, după Paști. Vă mulțumesc mult și sărbători fericite tuturor! Sărbători fericite! Declar ședința închisă.